Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Încep știrile orei 9. Război total în pro-România. Scandalul dintre liderul partidului Victor Ponta escaladează de la o zi la alta. După ce ieri Ponta le-a cerut rădătorilor să plece din partid pentru că au votat guvernul Orban, astăzi Mihai Tudose este cel care îi dă un ultimatum lui Ponta și cere acestuia să-și dea demisia. Colega mea, Alina Sorocean, vine cu toate informațiile despre scandalul care a zguduit scena politică. Bună dimineața, Alina! Bun găsit, potrivit unor surse, Mihai Tudose îi cere demisia lui Victor Ponta din fruntea pro-România după un întreg scandal legat de investirea guvernului condus de Ludovic Orban. Înainte de votul de ieri din Parlament, s-au împărțit în două tabere cei din pro-România, unii de partea lui Victor Ponta, alții de partea lui Mihai Tudose. Mihai Tudose l-a acuzat pe Victor Ponta că nu dorește să susțină guvernul condus de Ludovic Orban, iar prin acest gest ar îngreuna situația din România, ar ține instituții care nu funcționează în acest moment din mai multe motive în aceeași situație. Victor Ponta însă nu a ba din contră, a încercat să-și convingă colegii să nu dea un vot de încredere noului executiv, că nu a reușit acest, acest lucru. De urmare, au fost mai multe voturi venite ieri de la Pro România pentru guvernul Ludovic Orban, Daniel Constantin, Damian Florea, Emilia Meiroșu, Georgian Pop Mircea, Banias și Libiu Balind. Cu toții au votat pentru investirea guvernului Ludovic Orban, iar mai apoi s-a declanșat un întreg scandal. Victor Ponta a scris pe Facebook că nu a susținut acest guvern în Parlament și că, premier, și că în același timp fostul premier susține că au fost cei care au votat pentru susținerea executivului, ar trebui să plece din pro-România. În același timp, Mihai i a cerut demisia lui Victor Ponta, ne mulțumit de modul în care acesta reacționează și de modul în care vine cu astfel de inițiative. Vom vedea așadar ce se va întâmpla după acest întreg scandal, însă. Potrivit surselor, sunt șanse ca cei care au votat ieri guvernul Ludovic Orban, cel puțin o parte dintre aceștia, să plece din pro-România și chiar să se înscrie în Partidul Național Liberal. Inclusiv europarlamentarul Mihai Tudose este pregătit să plece din acest partid, potrivit surselor. Acesta chiar ar putea să își dea demisia în următoarea perioadă. Da, mulțumesc că frumos, Alina Sorocean a fost. Continuăm. Trădătorii din PSD și Pro-România sunt cei care au pus umărul la investirea guvernului Orban. Șapte voturi peste numărul necesar a reușit să smulgă Orban de la cele două partide. Atât socialdemocrații care nu au ascultat ordinul de partid, cât și cei de la Pro-România vor fi dați afară. Victor Ponta a declarat aseară că este dezamăgit de cei care au mers cu liberalii și anunță că Pro-România va fi în opoziție pentru că guvernul Orban va face foarte mult rău. PSD și Victor Ponta nu au scăpat de ce le-a fost frică. Oamenilor au votat pentru guvernul Ludovic Orban. Nu toți, dar suficienți cât noul guvern să treacă de parlament. Astfel, din cele 240 de voturi pe care le-a primit executivul liberal, 5 parlamentari PSD și-au dat votul pentru Orban. De asemenea, din Pro-România, 7 oameni au ieșit din cuvântul lui Victor Ponta și au votat pentru investirea guvernului Ludovic Orban. Și 5 parlamentari neafiliați și-au dat girul pentru noul executiv. Aseară, liderul pro-România a tunat și a fulgerat la adresa celor care au decis să sprijine guvernul liberal. A trecut guvernul PNL Orban. Pro-România nu a susținut acest guvern. Cei câțiva foști colegi care au votat au decis să meargă alături de PNL împotriva deciziei pe care am luat-o împreună, motiv pentru care astăzi ne despărțim și mergem mai departe fără ei. Cei care ne acuzau că rămâne țara neguvernată să se apuce acum de treabă. Victor Ponta a anunțat că trădătorii vor pleca din partidul său. Sigur că sunt profund dezamăgit de fapt faptul că oameni pe care i-am sprijinit, promovat, respectat și apărat în toate situațiile nu au rezistat în fața presiunilor și că au ales să lupte împotriva pro-România, a propriilor convingeri și împotriva mea. O lecție despre oameni din care tot nu reușesc să înțeleg și să învăț de ajuns. Păcatul lor este însă că au instaurat un guvern care va face foarte mult rău și oamenii nu îi vor ierta pentru asta. Ne despărțim de acești foști colegi care au ales să fie alături de putere. Noi rămânem în opoziție alături de cei care ne votează și care au un credere in Mine. fostul premier al României Victor Ponta a criticat dur noul guvern. Ca și în decembrie 2009 avem un guvern pe care oamenii nu l-au votat, care a trecut de parlament prin aceleași metode ca în 2009, un guvern care are ca singură legitimitate sprijinul președintelui și care nu are nicio competență și nicio soluție pentru criza economică și socială care vine. Ca și în decembrie 2009 sau în decembrie 2015, problemele adevărate și imediate ale oamenilor nu au contat, doar dorința de a pune cât mai repede și în orice fel mâna pe putere. Și obsesia recurentă de a avea și președinte și guvern în toate instituțiile statului și toate instituțiile statului în mâna unui singur partid de dreapta, a scris liderul pro-România pe pagina sa de socializare. Guvernul Orban se reunește astăzi în prima ședință de guvern. La Palatul Victoria este așteptat și președintele României, Claus Iohannis. Printre prioritățile guvernului liberal se numără comasarea numărului de ministere, dar și ordonanța privind rectificarea bugetară. Colega mea, Emma Stoica, urmărește evenimentele de astăzi și vine cu detalii. Bună dimineața, Emma! Bun găsit în momentul de față, Ludovic Orban preia al șaselea, al șaselea guvern în ultimii cinci ani pe care l-a avut România. La această oră, mini... Își preiau portofoliile de la guvernele din care vor fa de la ministerele la din care fac parte. Ulterior vor merge în această ședință la guvern, care în momentul de față nu are încă o oră stabilită pentru că depinde foarte mult de cum se vor desfășura predările și primirile de portofolii de la fiecare minister în parte. În momentul de față, știm cu adevărat că prioritățile noului guvern sunt enunțate atât de președinte, cât și de premierul. Ludovic Orban știm că vrea să facă o rectificare bugetară pentru acest an. De asemenea, printre priorității se află și bugetul pe anul 2020, însă pe ordinea de zi de astăzi ar trebui să intre o ordonanță de urgență pentru restructurarea guvernului, pentru că în momentul de față guvernul pe care l-a condus Viorica Dăncilă avea 24 de ministere, iar guvernul pe care l-a adus Ludovic Orban are 16 ministere. Astfel este nevoie de o ordonanță de urgență care să schimbe acest lucru, să rămână la 16 ministere. Totodată știm că Ludovic Orban le-a spus fiecărui ministru în parte să facă. Un inventar la ministerele pe care le vor prelua. Să facă un inventar cu problemele pe care le, va găsi, le vor găsi acolo și să vină cu ele în guvern să vină la prima ședință cu acte normative, astfel încât să rezolve aceste probleme cât mai repede. Știm până în momentul de față, că din cele 16 ministere, 6-3 ministri dintre aceștia au primit aviz negativ în Parlament. Este vorba de Florin Câțu, Violeta Alexandru de la Muncă și. De asemenea, despre Ministrul Dezvoltării Ion Ștefan, însă Ludovic Orban nu a vrut să-i schimbe pe aceștia, astfel încât astăzi se vor reuni toți în această primă ședință în care, într-adevăr, va participa și președintele Claus Iohannis. Mulțumesc, Emma Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, cel mai longeviv după perioada postdecembristă, este așteptat astăzi la Ministerul Justiției să preia ștafeta de la Ana Birceal. Și odată cu funcția și responsabilitatea pentru soluționarea principalelor probleme din sistemul judiciar. Colega mea, Gabriela Mihai, este în aceste momente la sediul Ministerului Justiției și ne completează informația. Te ascultăm, Gabriela. Bun găsit! La ceremonia de predare primire va participa și președintele României, Claus Iohannis. Este o premieră, am putea spune, întrucât de obicei președintele României nu participă la astfel de ceremonii. Așadar, vorbim despre un nou mandat al lui Cătălin în cadrul Ministerului Justiției, iar pentru acesta este chiar o provocare, având în vedere faptul că nu are o misiune ușoară, având în vedere faptul că sunt mai multe uh, situații care au rămas uh, neterminate aici la Ministerul Justiției. Vorbim așadar, uh, în primul rând, despre uh, situația de la secția pentru investigarea magistraților, întrucât uh, știm că este o unitate de parchet extrem de controversată, despre care uh, cei mai mulți spun că este o anomalie în sistemul nostru judiciar. Prin urmare, trebuie să vedem ce va face Cătălin Predoiu în acest caz, mai ales având în vedere faptul că în cazul secției pentru investigarea magistraților, procurorul șef este unul interimar, iar președintele CSM Lia Savonea se luptă pentru a o pune pe Adina Florea în funcția de procuror șef al secției. până acum, actualul ministru al justiției, Ana Birceal, a dat un vot negativ pentru această numire în funcție. Totodată Cătălin Predoiu are și misiunea de a numi șefii marilor parchete. Vorbim atât despre parchetul general acolo unde știm că avem un procuror general interimar, de asemenea și despre Direcția Națională Anticorupție, DICOT și așa cum spuneam și ceva mai devreme și la secția pentru investigarea magistraților este tot un procuror șef interimar. Totodată trebuie să rezolve Cătălin Predoiu și uh, situația legii recursului compensatoriu. Iar uh, nu în ultimul rând, ne reamintim în timp că, în urmă cu doar câteva zile, Ministrul Justiției Ana Birceal a cerut o verificare la penitenciarul Rahova pentru a vedea modul în care a primit Liviu Dragnea permisie pentru o zi, având în vedere faptul că acesta este urmărit penal într-un alt dosar aflat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție. Prin urmare, în urma verificărilor dispuse de Ana Birceal și în urma rezultatelor acestor verificări, vom vedea ce va face ministrul Justiției Cătălin Predoiu Mulțumesc, a fost Gabriela Mihai. Așa cum știm deja, guvernul Orban a trecut de votul Parlamentului. A primit 240 de voturi cu șapte peste numărul necesar pentru investire. PSD a intrat oficial în opoziție, în timp ce liberalii i au preluat puterea. Aseară, ministrii noului cabinet au depus jurământul la Palatul Cotroceni în fața președintelui. Claus Iohannis i-a felicitat pe liberali pentru victoria obținută și a avertizat că vor avea un mandat scurt, dar dificil. Jur să toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Membrii guvernului condus de Ludovic Orban au depus aseară la Palatul Cotroceni jurământul de investitură în funcții în fața președintelui Claus Iohannis. Ceremonia a început la ora 19, însă liberalii au fost la un pas să întârzie din cauza aglomerației din trafic. După ce au depus jurământul, șeful statului Claus Iohannis le-a urat succes și le-a spus că așteaptă de la noul guvern să repare ce a stricat guvernul PSD. Se termină astfel guvernarea psd care în diferite variante a durat aproape trei ani de zile. Guvernări toxice pentru români, pentru România, guverne care au stricat foarte multe proiecte și foarte multe abordări ale României. Președintele a cerut închiderea bugetului pe 2019 pregătirea celui pe anul viitor și reluarea discuțiilor pe legile justiției. România nu s-a dezvoltat mai mult și mai bine din cauza PSD-ului. Nu este niciun secret și o spun direct și pe față. Această schimbare care s-a produs astăzi, care s-a finalizat astăzi cu succes. Este. Încununarea unei lupte de uzură, deja, vă spun sincer, mă tem de ce vor găsi noi miniștri în ministere. La rândul său, premierul Ludovic Orban le-a mulțumit tuturor partidelor și parlamentarilor care au votat în vestirea și a promis președintelui că are un partener în guvernul României. Pornim la un drum greu, într-o situație destul de dificilă pentru România. Avem de rezolvat probleme stringente, avem de deblocat o mulțime de proiecte care au bătut pasul pe loc și care au împiedicat dezvoltarea României. Decretul privind numirea guvernului condus de Ludovic Orban a fost publicat luni seara în monitorul oficial. Liberalii și-au anunțat și prioritățile. Depesedizarea administrației, pregătirea unui buget credibil, mai mulți bani pentru educație și investiții, precum și eliminarea recursului compensatoriu sau refacerea legilor justiției. Mai mult față de fostul executiv, guvernul Orban a anunțat și o reorganizare a ministerelor. Față de cele 24 de portofolii din fostul guvern, rămân 15. Cele mai multe ministere înghite economia care va cuprinde energia, IMM-urile și turismul. Mediul ia apele și educația se comasează cu cercetarea. Dispar și trei funcții de vicepremier, guvernul Orban este primul executiv din istoria recentă care vine la putere cu o săptămână înaintea alegerilor prezidențiale, cabinetul Orban a primit luni votul de investitură din partea Parlamentului și devine al 18-lea guvern al României de după 1989. După ceremonia de la Cotroceni, membrii noului executiv au mers la Palatul Victoria, unde a avut loc o primă ședință. Le-a fost alături și șeful statului, Claus Iohannis, care a fost așteptat pe treptele Palatului Victoria de noul premier. În urma întâlnirii de aseară, Orban a anunțat și primele măsuri pe care le va lua. Profit de ocazie să vă felicit, domnule prim-ministru, onorați membrii ai guvernului, să vă doresc mult succes, chiar dacă mandatul. Este previzibil unul scurt, eu sunt convins că va fi unul puternic și de succes. După jurământul de investitură depus în fața președintelui Claus Iohannis la Cotroceni, noul guvern a plecat la Palatul Victoria, unde a avut loc o ședință informală. În drum spre guvern, liberalii au făcut o poză care a fost postată pe Facebook de Florin Câțu, noul ministru de finanțe. Prezent la Palatul Victoria a fost și Claus Iohannis. Președintele a fost așteptat pe trepte de către Ludovic Orban. Șeful statului a stat două minute la ședință și le-a urat succes liberalilor, după care a plecat. Liberalii se organizează încă de dimineață pentru a se muta la Palatul Victoria. Planul este să înceapă imediat să lucreze la proiectul de restructurare a guvernului cu masarea ministerelor, să stabilească cine va pleca din structurile pesediste și cine rămâne. Noul premier a anunțat și primele măsuri pe care le va lua. De asemenea, vreau să faceți un inventar de probleme stringente pe care le găsiți în fiecare minister. De asemenea, să vedem foarte clar actele normative care trebuie adoptate în prima ședință de guvern, domnul ministru al economiei și domnul ministru al muncii, să nu uităm de minerii blocați în subteran, trebuie prelungită ordonanța, sau, mă rog, adoptată o ordonanță care să aibă prevederi foarte clare, astfel încât să nu le mai punem în pericol sănătatea. A doua ordonanță de urgență pe care o va adopta guvernul PNL va fi cea privind rectificarea bugetară de toamnă. După ce a plecat de la Palatul Victoria, noul premier Ludovic Orban s-a oprit în piața Victoriei pentru a discuta cu protestatarii. Liderul PNL le-a spus acestora să aibă încredere în guvernul său. Nu cred că vine! Nu cred că vine! Incredibil! Vă salutăm. Pentru 10 oameni ați venit aici. Vă salut, vă salut. Bine ați venit. Bine venit. Felicitări, felicitări! Să vă țineți de promisiune, domnule prim-ministru! Domnul în prima zi ca premier, Orban s-a oprit în mijlocul pieței pentru a sta de vorbă cu aproximativ 10 oameni care continuă să vină seară de seară în piață. Feliciseric. Feliciseric. Ce ați promis, Feliciseric. Domnul, Feliciseric. domnul Orban? Ce -ați promis? Să vă de cuvânt. Mă, fine, să vă de cuvânt că la... avem de stradă. Protestatarii l-au sfătuit pe noul premier al României să ia măsuri radicale împotriva opoziției și a politicienilor corupți. Aveți -a de a a de -a lava, frumos. Dacă aveți curajul să dați citire în Parlamentul României, dacă aveți curajul, din Orban, si -a a nu din tot Întrebat ce mesaj are pentru cei care au protestat de peste o mie de zile, Orban a răspuns. S -a -s -s bună seara! pe bună noi că vom încerca în practică... Nu-i veți dezamăgi! Incredibil! 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 Înlăturată de la Palatul Victoria după votul din Parlament, Viorica Dăncilă rămâne doar cu postura de contracandidat a lui Claus Iohannis la alegerile prezidențiale, așa că a pus tunurile pe șeful statului și a vorbit despre democrație, despre Constituție, despre legalitate, dar și despre faptul că moțiunea de cenzură împotriva guvernului său a fost un act ilegitim. Am văzut în Parlamentul României încununarea tuturor manevrelor și jocurilor politice făcute de președintele Iohannis pentru preluarea puterii și subordonarea guvernului. Astăzi s-a desăvârșit această operațiune ilegitimă de confiscare a puterii executive de către președintele României. După ce a plecat împreună cu echipa sa de la Palatul Victoria, Viorica Dăncilă a mers la sediul partidului din Chiselev. Fostul premier a susținut o declarație de presă la ora 18 în care a atacat noul guvern împreună cu șeful statului Claus Iohannis. Zi neagră pentru democrație. Ziua în care președintele Iohannis, cel care a călcat Constituția României în picioare, și a ignorat complet deciziile curții constituționale, a reușit să-și impună locotenenții la Palatul Victoria. Fostul premier a acuzat că noua putere va abandona creșterile de pensii și salarii și va comasa spitale, va reduce salariile din sistemul public, va crește tarifele pentru populație prin înlăturarea plafoanelor. Și vorbim inclusiv de oameni propuși la ministere cheie care au fost respinși în mod rușinos. La audierile din comisiile de specialitate, oameni menținuți la aceste portofolii într-un dispreț total față de instituția Parlamentului. Este o situație fără precedent care scoate la lumină cinismul acestui candidat agresiv, Klaus Iohannis, precum și bătaia de joc. A sa și a guvernului său. După ce și-a terminat discursul, candidatul PSD în cursa de la Cotroceni a refuzat să răspundă întrebărilor puse de jurnaliști. Amintim că socialdemocrații au decis să nu participe la votul de investitură, sperând că guvernul liberal nu va trece. PSD și-a trimis totuși o iscoadă în sala de plen pentru a se asigura că niciun socialdemocrat nu va încălca decizia conducerii. Cătălin Rădulescu nu a reușit însă să oprească câțiva colegi de ai săi să treacă peste ordinul de la centru. Astăzi au câștigat, sigur, iarăși cu niște trădări din PSD și marea trădare din Pro-România, așa cum ați văzut. Cred că fără voturile la Pro-România, că au fost 8, da, aveau 232, deci nu aveau cum să câștige. Vă așteptați la acest rezultat? Nu, întrebați-l pe Victor Ponta dacă a să aștepta el, ca să 8 de la dânsul să, să trădeze. Cei care au pus umărul la trecerea prin Parlament guvernului Orban au și motive de îngrijorare. USR a reluat ideea că guvernul Orban s-ar putea eroda într-un an de zile și că există riscul ca PSD să vină pe caimar la alegerile parlamentare dacă acestea vor fi organizate la termen. Provocarea de a ajunge cât mai repede la alegeri, provocarea alegerilor anticipate rămâne însă o temă importantă după ce vom avea alegerile prezidențiale și după ce vom avea un buget. Pentru că altfel dacă vom da din nou șansă și sper să aveți o guvernare de succes, dacă vom da din nou șansă PSD ca într-un an de zile să-și revină și să conteze din nou jocul guvernării la, fianul, la, finalul anului viitor, va fi un eșec comun al întregii opoziții și va fi ca și cum ne batem joc de cei trei ani și jumătate în care cetățenii au stat în stradă. Și UDMR a votat pentru un a guvernului Orban, dar a și amenințat cu o moțiune de cenzură. Kelemen Hunor îi atrage atenția lui Ludovic Orban să nu compromită existența pe termen lung a unui guvern de centru dreapta. Aveți și miniștri care nu au ce căuta într-un guvern de centru dreapta. Adevărata responsabilitate să nu compromiteți într-un an de zile șansele unei guvernări de centru dreapta pe termen lung vă aparține în totalitate. Vă vom vota astăzi ca să plecați din port către mare, dar suntem cu ochii pe dumneavoastră gata să vă susținem dacă meritați și pregătiți să vă sancționăm, inclusiv cu o moțiune de cenzură, dacă va fi cazul. clipe de coșmar pentru o femeie din Craiova. Tânăra a fost hărțuită de un șofer într-o mașină de ocazie ce trebuia să o ducă din Craiova spre filiaș. Deși a fost refuzat, bărbatul de 50 de ani a continuat să-i facă avansuri. Speriată, femeia a înregistrat întregul moment cu telefonul mobil. Polițiștii au deschis o anchetă. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Dialogul halucinant a fost înregistrat de tânăra de 35 de ani cu telefonul mobil într-un moment de neatenție al bărbatului. Femeia a urcat din Craiova în autoturismul de ocazie și a cerut să fie dusă în localitatea Filiaș. Pe drum însă, șoferul a început să-i facă tot felul de avansuri. Deși nu primește niciun răspuns din partea femeii, acesta nu se lasă pe gubaș și continuă să-i facă avansuri tinerei. O altă nu-ți mai zic că iau o mașină, de ce nu, Doamne Ferește? Dar nu-ți mai zic că dacă tu mă refuzi chiar așa dintr-o dată, da. Șoferul insistă asigurându o pe femeie că nimeni nu va afla ce se întâmplă. Toate rămâneau între noi, deci nu s a absolut nimic, lucru mascat, nu mascat. Nu și-ai putea să mă lași, că nu-ți fac ceva doar te pup jos de două ori și red. Individul și-a continuat monologul halucinant. Ca să o liniștească pe femeie, șoferul a invocat pe nimeni altul decât monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă. Nu și frică, nu și că nu sunt de la... nu sunt ai, ai, văzut la tele... nu în victimologie, ca disciplină, se vorbește de conduita de tip preventiv, când riscul de a fi cu o, cu o persoană care are pulsiuni de acestea există. Cu to toate acestea, femeia a scăpat ca prin minune din ghiarele individului. Aceasta a coborât tremurând, dar nu a mers la poliție să semnaleze ce i s-a întâmplat și nici în următoarele zile nu a depus plângere. Singurul lucru pe care l-a făcut a fost acela de a da publicității înregistrarea pentru ca toată lumea să poată auzi vocea bărbatului. Victima, femeia respectiv, își vede de treaba ei, în ei, în lipsa ei de intenție, dar trezește poftele individului care are potențialul criminogen. Chiar dacă femeia nu a reclamat incidentul, polițiștii din filiași au demarat cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Sfârșit tragic pentru un bărbat de 31 de ani din Constanța. Localnicul a fost prins într-un aparat de tăiat baloți de fân și a murit pe loc. Poliția a deschis o anchetă. Aflăm mai multe de la Andrei Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța. Bună dimineața, doamnă, ce date aveți? Bună dimineața, într-adevăr am avut ieri. În jurul orei 18 și 30 de minute, un apel mm. 1 doi. 2. și uh, la fața locului, uh, colegii mei au uh, observat faptul că este vorba despre un bărbat, s a fost identificat ca fiind un bărbat de 31 de ani din localitate. Acesta se afla pe o scară, lângă utilajul respectiv. Utilajul respectiv avea rolul de a tăia niște baloți de fân pentru o fermă de animale. Este vorba despre o fermă personală a cuiva, nu despre o societate comercială. Bărbatul a decedat pe loc, din păcate. În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Da, mulțumim foarte mult. Andreea Iliescu a fost purtător de cuvânt de la IPG Constanța. Continuăm și cu alte subiecte. Cazul unei femei din Old cu arsuri grave, care timp de două săptămâni a fost plimbată la trei spitale din țară, ne dovedește încă o dată lacunele mari ale sistemului de sănătate. Pacienta în vârstă de 61 de ani a ajuns pe rând la spitalele din Slatina, Brașov și Iași, fără măcar să fie operată. Asta pentru că medicii nu au evaluat corect arsurile de pe suprafața corpului. În timp ce reprezentanții spitalelor se acuză reciproc, Sorina Pintea a cerut o anchetă. Calvarul femeii de 61 de ani a început pe 17 octombrie. Bătrâna a ajuns de urgență la spitalul județean din Slatina cu arsuri grave provocate de un lichid fierbinte. Aici i s-au acordat primele îngrijiri și i s-au făcut analize, apoi a fost anunțat cazul pentru a fi dus la un spital care se poate ocupa de mari arși. Când am preluat pacienta în serviciul nostru, s-a făcut inițial o evaluare uh, în serviciul de urgență după care reevaluarea în sala de, de operație. Inițial, inițial, conform calculurilor în urgență, ne -a, ca și că ar să ne-a dat undeva la 30%. A doua zi s-a primit acceptul pentru transfer la Brașov. Până la transfer, pacienta a fost internată în secția ATI, anestezie și terapie intensivă, unde medicii au făcut analize suplimentare și au descoperit că femeia avea și alte probleme de sănătate. Când vorbim despre arsuri și despre diabet, ne încurcă pe noi ca și medici de oarece o arsură de gradul 2B se poate transforma într-un gradul 3 se produc niște modificări la, nivelul, la nivel vascular, niște microangiopatie și din cauza aceasta o arsură de gradul 2B poate să se transforme într-o arsură de gradul 3. Astfel, pe 18 octombrie, pacienta a fost transferată la Brașov, iar medicii de aici spun că starea femeii a fost subevaluată la spitalul din Slatina. În schimb, conducerea spitalului din județul Olt spune că medicii au făcut tot ce le-a stat în putință. S-a luat legătura cu COSUL, care a decis transferul acestei paciente în uh, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Fac mențiunea că pacienta avea peste 60 de ani și de asemenea în antecedente avea diabet zaharat și hepatită virală B uh, din punct de vedere al criteriilor protocolului de transfer al arșilor. În ziua imediat următoare, pe 18 octombrie, pacienta a fost externată, a stat în spitalul nostru exact 24 de ore, a ajuns la spitalul Brașov, de unde nu am informații suplimentare. În momentul în care a ajuns la spitalul din Brașov, femeia a trecut printr-un nou set de analize. Medicii au descoperit că avea și o infecție și că nu putea fi operată. Așa că au decis transferarea ei la spitalul Sfântul Spiridon din Iași, unitatea de Arș. Drumul de la un spital la altul a durat mai bine de două săptămâni. Între timp, fostul ministru al sănătății, Sorina Pintea, a cerut o anchetă. Pinte a spus că medicii de la spitalul din Brașov au procedat corect și îi arată cu degetul pe cei din Slatina. La rândul lor, cei din urmă se apără. Consider absolut necesară o anchetă, un audit pe tot fluxul acestui pacient, inclusiv la spitalul nostru și inclusiv pe celelalte spitale, pentru că e bine să avem o informare transparentă să se vadă dacă s-a făcut o greșeală, cum pot fi corectate aceste greșeli și să se verifice tot fluxul, mai ales că vorbim de un caz sensibil. După ce a fost plimbată de la un spital la altul, femeia a fost operată într-un final la Iași, iar în aceste momente se află internată la terapie intensivă, intubată și ventilată mecanic. Maraton de jafuri în Târgoviște. Noaptea trecută, mai mulți hoți au dat iama în magazine și agenții de turism. Alarma s-a dat abia de dimineață, când patronii și vânzătorii au ajuns la sedii și au văzut dezastrul. Alarma s-a dat luni dimineață când angajații au ajuns la muncă. Aceștia au găsit ușile forțate, iar unele magazine devastate. Hoțul a cu bani, un laptop și un telefon. Prada se ridică la 5.000 de lei. Ce s-a furat de aici? Băi, um, bani doar. Bani s-a furat? Erau bani în magazin? Da. Noaptea? Păi lăsați de ieri, vânzarea de ieri. Vânzarea de ieri. Da. Și cât? Știți, aveți idee cât să... de lei, că n-am văzut decât două produse. Individul n-a ținut cont de nimic și practic a intrat în mai toate magazinele din centrul orașului s, -a, s -a mai multe pe aici, un lanț așa de... Aici, la fotul, la ochelar și la lingerie intimă, mai în față. Deși unele alarme au sunat când acesta a pătruns în magazină, nimeni nu a reacționat. Astfel, individul și-a putut face de cap chiar în centrul orașului. Dar alarma am văzut că funcționează, nu? Dar a fost Era activată? Da. Și totuși nu... Da, nu... A, înseamnă că a sunat și n-a venit nimeni? Da. Asta ar fi... Păi și acum am deschis și a sunat. Suspectul un tânăr de 26 de ani din Perșinari, Dâmbovița, este încă în libertate, dar polițiștii sunt pe urmele lui. Dacă va fi prins și găsit vinovat, acesta riscă să petreacă după gratii ani grei pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Incendiu de proporții la o firmă de prelucrare a lemnului din Târgu Lăpuș, Baia Mare. Flăcările au cuprins cu repeziciune clădirea, dar și materialele din depozit. Alarma a fost dată de paznic. Pompierii s-au chinuit mai bine de două ore să stingă vâlvătaia. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. Pompierii încearcă acum să stabilească de la ce a pornit focul. Noaptea de coșmar în Târgulăpuș Lăpuș, Baia Mare O fabrică de prelucrare a lemnului a fost cuprinsă de flăcări din senin Cel care a alertat autoritățile a fost paznicul firmei Bărbatul s-a speriat când a văzut flăcările uriașe La fața locului au intervenit două echipaje de la pichetul de pompieri Târgulăpuș și un echipaj SVSU Cei de la ISU au solicitat și sprijinul unor echipaje de stingere de la detașamentul de pompieri Baia Mare. Flăcările uriașe și fumul gros se puteau observa de la kilometri distanță. Misiunea pompierilor a fost una extrem de dificilă, în apropiere se aflau mai multe materiale inflamabile, dar și mașinile firmei care puteau exploda în orice moment. Intervenția a durat aproape două ore, însă din fabrica de prelucrare a lemnului nu a mai rămas decât cenușa. Pompierii încearcă acum să stabilească de la ce a pornit vâlvătaia. Un apel fals la 112 a pus pe joară autoritățile din Timișoara și un bărbat a sunat la apelul unic de urgență și a anunțat că a descoperit trupurile înghețate a opt persoane în remorca frigorifică a unui tir care se afla pe șoseaua Timișoara Arad. În momentul în care forțele de intervenție au ajuns la fața locului, au, av au avut parte de o surpriză neplăcută. Nu au găsit nici camionul, nici apelantul. Bărbatul este căutat și la această oră de autorități și riscă o amendă de 5.000 de lei. Echipele de intervenție din Timiș au fost puse în alertă maximă aseară de un bărbat care a sunat de două ori la 112. Individul spunea că în autotrenul care s-ar fi îndreptat spre Arad ar fi cadavrele a șapte-opt oameni, cel mai probabil migranți. Apelul a fost localizat pe autostrada vestului porțiunea dintre Timișoara și Arad. Imediat mai multe ambulanțe, echipaje de descarcerare, echipaje smurd și o ambulanță pentru victime multiple au plecat spre locul cu pricina. Când au ajuns la locul indicat prin cele două apeluri, salvatorii nu au găsit nimic. Pentru a se asigura, echipajele de urgență au tăriat autostrada până la remetea mare și în sens opus până la Arad. După mai bine de o oră de căutări, totul avea să se dovedească doar o glumă de prost gust făcută de un individ irresponsabil. Polițiștii vor încerca să-l găsească și să-l tragă la răspundere. Apelurile false la 112 se sancționează cu amendă de la 1000 la 5000 de lei. Vă reamintim că în urmă cu aproape două săptămâni, polițiștii britanici au descoperit 39 de migranți morți într-un camion frigorific în parcul Waterglade din districtul Essex, în Marea Britanie. Camionul în care a fost descoperită oroarea venea din Bulgaria, iar șoferul, un nord-irlandez de 25 de ani, a fost arestat. Accident teribil aseară în satul mare. Un microbus plin cu pasageri a lovit în plin un autotren care era staționat pe marginea drumului și aștepta la coadă să treacă spre Ungaria. În urma impactului violent, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Traficul în zonă a fost blocat timp de mai multe ore. Acidente. a avut loc la seară în localitatea Petea din Satu Mare, chiar la granița cu Ungaria. Microbuzul de transport persoane era plin cu pasageri. Din primele informații, șoferul autobuzului a pierdut controlul volanului și a lovit în plin un autotren care era staționat pe marginea drumului, așteptând la coadă pentru a trece spre Ungaria. În urma impactului atât microbuzul, cât și tirul s-au făcut zob. Unul dintre șoferii care așteptau la coadă a sunat imediat la 112. În doar câteva minute, zona a fost împânzită de echipaje de salvare și de poliție. Pas pasagerii din microbuz au fost scoși de către pompieri iar câțiva dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale traficul în zonă a fost blocat mai multe ore iar la punctul de frontieră s-au format cozi uriașe cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest iar rezultatul a ieșit negativ polițiștii din satul Mare au deschis o anchetă pentru a stabili din ce cauză s-a produs accidentul Misiune de salvare dificilă în munți. Doi turiști au fost surprinși aseară de o ploaie torențială pe valea Caraimanului și nu s-au mai putut întoarce la cabană. După lăsarea întunericului, au sunat imediat după ajutor. Echipajele montane au plecat imediat în căutarea lor, însă intervenția de salvare a durat câteva ore bune. După ce au fost găsiți, turiștii au avut nevoie de îngrijiri medicale. Nu, da. 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 Thank <laughs> you. Cei doi turiști au plecat dis de dimineață într-o expediție pe jepi mici. Au ajuns într-un târziu pe Valea Caraimanului, au făcut poze, iar când au vrut să coboare, au fost surprinși de o ploaie torențială. Mai mult, cei doi s-au rătăcit și nu au mai găsit drumul de întoarcere. Apelul către salvamontiști a fost dat pe seară. Echipajele montane au plecat în căutarea lor, însă din cauza întunericului și a vremii nefavorabile, intervenția de salvare a durat mai multe ore. Mai ales că zona în care cei doi erau blocați era greu accesibilă, iar din cauza a ploii, cărările erau aproape impracticabile. Într-un final, turiștii au fost găsiți, erau epuizați și înghețați. După ce au primit primele îngrijiri medicale, aceștia au fost coborâți în siguranță la cabană. Salvamontiștii au spus că cei doi au urcat pe munte neechipați corespunzător, nu aveau haine groase și nici lanterne. O ploaie nu i-a făcut pe mai mulți locuitori din Australia să iasă pe străzi dansând de bucurie, care este motivul pentru care oamenii au fost atât de fericiți după căderea precipitațiilor. Aflați după publicitate. Am revenit la știri. Fermierii australieni au ieșit în stradă dansând de bucurie. Motivul, ploaia abundentă care a căzut asupra țării după mai bine de 3 ani de secetă. Australia a fost lovită de una dintre cele mai lungi perioade de secetă, care i-a afectat în special pe fermieri. În aprilie, seceta era atât de puternică, încât locuitorii din Bork, oraș aflat la 800 de kilometri de Sydney, au ajuns să bea apă din subteran. În Bork, nivelul precipitațiilor a atins aproape 100 de litri pe metru pătrat, iar nivelul râului Darling, care curge în apropiere, a crescut brusc cu 1,7 metri. Apa din subteran este uneori contaminată cu minerale sau cu chimicale. Fermierii au răsuflat de ușurare după furtunile din acest weekend din New South Wales, care au venit însoțite de ploi abundente. Cu toate acestea, efectele secetei nu vor trece prea curând. Australia are nevoie de mult mai multă apă pentru a-și reface rezerva de apă micșorată considerabil după cei trei ani de absență a precipitațiilor. Pietonii din Singapore vor putea merge din nou în liniște prin oraș. Autoritățile au interzis circulația trotinetelor electrice pe trotoare după ce a crescut numărul de accidente în care acestea au fost implicate, scrie Bloomberg. Cei care încalcă legea riscă să fie amendați începând cu 6 noiembrie, cu o sumă reprezentând echivalentul a aproape 1500 de dolari, sau mai aspru să fie condamnați la 3 luni de închisoare. De asemenea, legea prevede posibilitatea ca, dacă e cazul, contravenienții să primească ambele pedepse. În Singapore, trotinetele electrice nu au voie să circule nici pe șosele, ci doar pe pistele pentru biciclete, care în acest moment au o lungime de 440 de kilometri. Guvernul a promis însă că până în 2025 vor fi 750 de kilometri disponibil. Trotinetele electrice au devenit foarte populare în Singapore, care se numără printre cele mai scumpe state pentru deținătorii de automobile. Acestea s-au înmulțit, iar odată cu numărul trotinetelor a crescut și numărul accidentelor în care acestea au fost implicate. În majoritatea cazurilor a fost vorba de ciocnirea cu pieton pe trotuare. Mai mult, în unul dintre aceste cazuri s-a înregistrat și un deces. Alte țări care au restricționat circulația trotinetelor electrice sunt Franța și Japonia. stare de urgență în India, în încercarea de a reduce poluarea care amenință sănătatea publică, autoritățile municipale din New Delhi au impus un sistem de trafic rutier bazat pe circulația alternativă a vehiculelor, cel puțin până pe 15 noiembrie. Decizia a venit luni după ce un buletin guvernamental de monitorizare din ziua anterioară a arătat că indexul calității aerului a atins cel mai grav nivel din anul 2019, urcând până la 494 de unități pe o scală de 500. Drept urmare, traficul matinal a fost mai scăzut ca urmare a respectării noului regulament de către șoferi. De asemenea, autoritățile municipale au ordonat ca școlile să fie închise luni și ca toate lucrările de construcție să se oprească. Jurnaliștii au remarcat că pe stradă circulau numai mașini pe a căror plăcuță de înmatriculare nu se aflau decât numere pare și că nu a fost văzut niciun vehicul cu numere impare. Reglementarea a generat nemulțumiri în rândul proprietarilor de mașini înmatriculate cu numere impare, aceștia plângându-se că au întârziat la serviciu sau la întâlnirile de afaceri. Inițiativa a dat totuși rezultate în condițiile în care, luni dimineața, Nivelul poluării coboruse sub valoarea de 400 de unități, pragul de 500 reprezintă o valoare ce indică o agravare considerabilă a riscului de boli cardiace și pulmonare și o mortalitate prematură deosebit de ridicată pentru persoanele în vârstă sau cu afecțiuni preexistente. Poluarea la acest nivel înseamnă de asemenea risc ridicat de efecte asupra sistemelor respiratorii la populația generală. Donald Trump intervine în politica britanică pentru a doua oară în decurs de câteva zile. Președintele american a îndemnat pe premierul Boris Johnson și pe Nigel Farage, liderul partidului Brexit, să se alieze, relatează The New York Times. În stilul lui caracteristic, președintele american le-a spus jurnaliștilor acreditați la Casa Albă că atât Boris Johnson cât și Nigel Farage sunt prietenii săi, dar că actualul premier este omul potrivit pentru această situație. Declarația vine în contextul propunerii făcute de Farage lui Johnson, care este totodată și liderul Partidului Conservator, de a încheia o coaliție electorală înaintea alegerilor anticipate din 12 decembrie, însă premierul a refuzat oferta. Cele două partide sunt în competiție pentru a obține votul alegătorilor, care susține și lea Marii Britanii din Uniunea Uniunea Europeană. Întrebat care este liderul britanic pe care îl susține, Trump a răspuns, îmi plac atât amândoi, cred că Boris va face ce trebuie. Sunt amândoi prietenii mei. Ceea ce aș vrea este ca Nigel și Boris să se alieze. Cred că este o posibilitate. Președintele american a mai declarat că procesul de ieșire a Marii Britanii din blocul comunitar trebuie efectuat astfel încât să faciliteze continuarea relațiilor comerciale între Statele Unite și Regatul Unit. Suntem de departe economia numărul unu a lumii și dacă o faceți într-un anumit mod nu vom mai putea face comerț cu Marea Britanie, a afirmat Trump. Săptămâna trecută Trump a declarat că o eventuală victorie electorală a lui Jeremy Corbyn, liderul partidului laborist, ar fi rea pentru Marea Britanie. Liderul opoziției britanice a denunțat ingerințele președintelui american. Iubirea l-a costat funcția pe șeful McDonald's. Faimosul gigant american din domeniul fast food a anunțat înlocuirea directorului său general, Steve Easterbrook, din cauza relației pe care acesta a avut-o cu o angajată. Consiliul de administrație al marelui lanț de fast food a apreciat că directorul Steve Easterbrook a comis o eroare de judecată prin începerea relației cu o persoană angajată în cadrul companiei. Într-un comunicat de presă ce anunță plecarea directorului general, Consiliul de administrație a dat asigurări că această decizie nu are legătură cu performanțele operaționale sau financiare ale companiei. McDonald's nu a dezvăluit numele persoane cu care Steve Easterbrook are o relație. Steve Easterbrook a fost imediat înlocuit cu Chris Kempinski, care conducea până în prezent divizia McDonald's în Statele Unite. Easterbrook a preluat funcția de director general al gigantului McDonald's în 2015. Sub conducerea sa, acțiunile McDonald's pe Wall Street s-au dublat, iar profitul net al companiei a crescut de la an la an. Cu toate acestea, el nu a reușit să oprească declinul progresiv al vânzărilor companiei. La fel ca restul marilor lanțuri de fast-food, McDonald's se confruntă cu schimbarea obiceiurilor consumatorilor aflați în căutarea unei alimentații mai sănătoase. Statele Unite intenționează să sancționeze Spania pentru sprijinul economic oferit regimului președintelui venezuelan Nicolas Maduro. Departamentul Trezoreriei are în vedere fondurile pe care guvernul de la Caracas le-a depus la Banca Spaniei, scrie agenția americană Bloomberg. Un oficial american citat de Bloomberg a declarat că Madridul este la fel de vinovat că l-a ajutat pe Maduro precum Rusia sau China. De asemenea, oficialul respectiv l-a acuzat pe premierul Pedro Sanchez că este direct responsabil pentru faptul că Uniunea Europeană nu ripostează împotriva regimului venezuelan. Sancțiunile avute în vedere de trezoreria americană vor viza atât Banca Spaniei cât și alte entități în care sunt depozitați banii venezueleni. Recent, reprezentantul special al Statelor Unite pentru Venezuela, Elliot Abrams, s-a întâlnit cu autoritățile spaniole la Madrid. Deși în niciun moment nu a fost vorba despre sancțiuni, emisarul american a făcut presiuni pentru ca executivul lui Pedro Sanchez să ia măsuri concrete împotriva guvernului lui Maduro. Aceste măsuri presupun inclusiv înghețarea tuturor activelor din Spania legate de regim Maduro. Drept răspuns, autoritățile de la Madrid au declarat că băncile spaniole s-ar limita la activitatea lor obișnuită de monitorizare a fluxurilor de capital pentru a preveni spălarea de bani. În luna septembrie, Banca Spaniei a negat orice nereguli în utilizarea contului băncii centrale a Venezuelei. Activitatea contului respectiv este foarte redusă, atât ca număr de tranzacții, cât și ca valoare a acestora și nu a prezentat variații semnificative în ultimii ani, a declarat conducerea băncii Spaniei. Declarația a venit ca răspuns la alte informații publicate de Bloomberg, în care se semnala că regimul Maduro folosește Banca Spaniei pentru a plăti furnizori în străinătate și pentru a evita astfel sancțiunile impuse de Washington. Cu toate acestea, există numeroși oficiale ai administrației Trump care se opun sancționării Spaniei. Aceștia susțin că guvernul de la Madrid l-a recunoscut pe liderul opoziției venezuelene, Juan Guaido, drept președinte legitim și că ambasada Spaniei la Caracas este, în prezent, reședința oponentului venezuelan Leopoldo López. Această informație încheie doamnelor și domnilor jurnalul Orei 9. Vin știrile la fix cu Gențiana Coman, iar noi ne revedem la ora 11. Pe curând.